Bună seara! Curs de limba engleză pentru începători. Lecția noastră de astăzi se numește Family and Friends. Familia și prietenii. Aceasta este lecția și vă rog să o copiați cu mijloacele pe care le aveți la dispoziție. Family and friends. Familia și prietenii. Genie, spirit. Lamp, lampă. Father, tata. Grandfather, bunicul. Mother, mama. Brother, fratele. Grandmother, bunica. Grandfather, bunicul. Sister, sora. Anne is Wendy's mother. Yes. Bob is Wendy's brother. Yes. Traduc. Anne is Wendy's mother. Anna este mama lui Wendy. Bob is Wendy's brother. Bob este fratele lui Wendy. Exercițiul 3, citim textul. Is this your family, Wendy? Yes, this is my mother, Anne, and that's my father, Bob. Is this your brother? Yes, his name is Tom, and that's my sister Lucy. This is my grandfather and my grandmother, Bill and Doris. Wow, is this a magic lamp? Yes, and this is our genie, Macid. Hello, Oscar! Citesc și traduc textul. Is this your family, Wendy? Aceasta este familia ta, Wendy? Yes. This is my mother, Anne, and that's my father, Bob. Da, aceasta este mama mea, Anne, și acela este tatăl meu, Bob. Is this your brother? Este acesta fratele tău? Yes. His name is Tom and that's my sister Lucy. Da, numele lui este Tom și aceea este sora mea, Lucy. This is my grandfather and my grandmother, Bill and Doris. Acesta este bunicul meu și a bunica mea, Bill și Doris. Wow, is this a magic lamp? Wow, este aceasta o lampă magică? Yes, and this is our genie, Macid. Da, și acesta este spiritul nostru, Macid. Hello, Oscar! Bună, Oscar! Pagina de alături. Look and say, exercițiul 4. This is my grandfather. His name is Bill. Acesta este bunicul meu. Numele lui este Bill. This is my grandmother. Her name is Doris. Aceasta este bunica mea. Numele ei este Doris. This is my father. His name is Bob. Acesta este tatăl meu. Numele lui este Bob. This is my mother.
Her name is Anne. Aceasta este mama mea. Numele ei este Anne. This is me. My name is Windy. Aceasta sunt eu. Numele meu este Windy. This is my sister. Her name is Lucy. Aceasta este sora mea. Numele ei este Lucy. Exercițiul 5. Say and write. Spune și scrie. My, al meu. His, al lui. Her, al ei. Our, al nostru. Their, al lor. Alăturat, pe tablă, doamna profesoară arată grammar, lecția de gramatică. My, al meu. Your, al tău. His, al lui. Her, al ei. It's al lui sau al ei pentru obiecte și animale. Our, al nostru. Your, al vostru. Their, al lor. Observați că al tău și al vostru se spune la fel. Your. Citim textul de la 5. I'm messed and that's my lamp. Eu sunt messed și aceea este lampa mea. Alături la numărul 1 trebuie să completăm cu unul dintre adjectivele posesive alăturate, scrise pe tablă. That's Oscar and that's his bike. Acela este Oscar și aceea este bicicleta lui. That's Windy and that's her grandmother. Aceea este Windy și aceea este bunica ei. That's Windy and that's Lynn. That's her teacher. That's Massey, his friend. Sau, that's Massey, our friend, dacă discutăm despre noi. That's Massey, our friend. Este Massey, prietenul nostru. Exercițiul 6. Who's that? That's Eddie and his sister. Cine este acela? Este Eddie și sora lui. Who's that? That's Windy and her brother. Who's that? That's Lynn and her mother. Who's that? That's Oscar and his grandfather. V-a plăcut lecția de astăzi? O ascultați și vorbiți în același timp cu mine. Atenție la pronunție, atenție la gramatică, vă rog să învățați ce scrie pe tablă, acele adjective posesive și cuvintele noi, evident. Seară plăcută, nu închideți înainte de a da un like și de a apăsa clopoțelul de abonați. La revedere și mâine voi posta lecția următoare.